Oh, ce-a făcut pe mine? Ai, las până cu blugește. Aoleo, tu ai două sporturi de pahare, eu am unul singur. Deci mașina e acum încuiată. Am înțeles. Oh! Dar la Hilux ai câteva compartimente secrete. Forță! Ce râs? Vine un meteorit care distruge toată planeta. Ce rămâne în viață? Gândacii, animalele minuscule, ceva marin tot așa mic și Toyota Hilux, mașina construită pentru apocalipsă. Drept urmare, a mai apărut una. Ce mă, doar tu cu Hilux-ul? Crezi că eu nu pot? Și tu ai trecut prin apocalipsă cu ea? Păi nu, de asta sunt făcute mașinile? Ba da, efectiv, nu are moarte. Și asta a fost demonstrat în nenumărate rânduri. Păi avem odată idioții de la Top Gear. Și idiotul suprem, Whistling Diesel. Exact. O să vă las link către clipurile de abuz aduse unei Toyota Hilux de către Whistling Diesel în descriere, pentru că cine nu a văzut asta, deci eu nu știam dacă să plâng sau să fiu uluit când m-am uitat la episoadele alea, că a făcut și o serie întreagă. Da, și mașina care ajunge oriunde, la Pol Nord, pe Vulcan, ce pe Elon Musk SpaceX, că prima mașină de plâng o să fie o Toyota Hilux, clar. Fără nu mai poate să ajungă acolo pe roți. Da. Bun. Concluzie? Intro. Hilux pleacă de la 38.000 de euro cu TVA, asta dacă optezi pentru versiunea de bază numită Comfort. În total sunt 5 pachete, noi având Invisible, care este al doilea cel mai scump nivel de echipare, primul fiind GR Sport. Dar dacă mă întrebați pe mine, Invisible le are pe toate și e un fel de best buy. Și ce avem noi astăzi are un preț de listă de aproximativ 51.000 de euro cu TVA. Și dacă stai să te gândești, acest Hilux, care este 2015, 143.000 de kilometri, pe lângă faptul că nu a avut absolut nicio problemă în tot acest timp, nu a avut decât schimburi de ulei și atât, unchi mi-a dat pe ea în 2017 25.000 de euro plus TVA. Acum, cea mai ieftină de pe mobile.de cu specificații identice, 26.000 de euro. Deci e o mașină cu care îți faci treaba, poți să faci și bani cu ea. Și o vin și în profit. Generația asta, tot 150.000, cea mai scumpă și cea mai bine dotată, am găsit-o la 37.000 de euro. Concluzie, dacă vreți o mașină nouă, tot ce trebuie să faceți e să intrați pe autovantage.ro, plasați frumos o cerere de ofertă, în cel mai scurt timp dealerii noștri parteneri vă vor răspunde la acele oferte și mai departe este treaba voastră să vă hotărâți pe care să o alegeți. Acceptați oferta și puf! Hilux-ul e al vostru. Bun, despre acest Hilux n-are rost să vorbim la exterior, pentru că deja îl știe toată lumea de atâția ani pe străzi. Așa că, Silvian? Am onoarea. La Hilux-ul nou vedem că fața este redesenată și din punctul meu de vedere se duce un pic spre modelele americane. De exemplu, Toyota Tundra, știi? E mult mai agresivă, mult mai extinsă și îmi dă vibe-ul ăsta de pick-up american. Mie îmi place că bandoul ăsta cumva te duce un pic cu gândul către un bulbar. Bună comparație. Tot poți să mai pui, de exemplu, un set de ornamente cromate și în jurul farurilor, dar mi se pare o stupizenie din punctul meu de vedere. Ce vedeți aici cu gri în partea inferioară a părții frontale face parte din pachetul Invisible și toate elementele desenate cu gri
de pe mașină fac parte din pachetul Invincible. Dacă ții, de exemplu, GR Sportul, care e cel mai scump, o să vină cu roșu, că e culoarea lui Gazoo Racing. Am văzut acum că sigla, da, este de aceeași dimensiune, numai că aia este sigla cumva deschisă, e 3D. Și trece aerul prin ea, unde da, asta este acoperită. Da. Asta și să arate mai drăguț. Jantele, 265x60x18, unde asta are... Nu văd că e prea jegoasă, 265x65x17. Da, ea are elemente cu grid din pachetul Invincible, pragul ăsta vine standard și am mai vorbit și când veneam aici că dacă vrei să te duci pe off-road extrem, nu spui pragul ăsta pentru că ți-a destul de mult din garda la sol. Din punct de vedere al culorilor și încă la Toyota nu sunt nume de alea nebune cu albastru de Corazon Galactic, ai sau negru de cedar și albastru, verde cedar. Și din punctul meu de vedere, în spate se întâmplă multe lucruri interesante, pentru că până acum, până la modelul ăsta de Hilux, multă lume mergea la servisuri, la Vericu, la persoane cunoscute și așa mai departe, să-și pună, de exemplu, ce are unchiul tău pe Hilux-ul lui. Acest mountain bar. Acest mountain bar, exact. Sau aia care își mai puneau cadrul ăla cu totul, știi? Da, ca să închidă, ca să poți să pui exact, mai ca luminoase să nici nu ți le fure. Acum, la Toyota, tu poți să faci asta din configuratorul lor. Dacă da, nu vrei asta, tu poți să ții niște cutii de postare ori mari, care se duc acolo, ori în partea asta laterală. Poți să pui o podea mobilă care este și se mișcă ca să facilitezi punerea de lucruri mai luminoase. Îmi place că nu ai decât 4 puncte de ancorare. Și 4 puncte de ancorare. Asta, la fel, este ranforțată și ține până la 200 de kg, deci foarte rezistent. Și exact și... ce am zis eu, e foarte bună să mergi cu cineva la McDonald's. Stați amândoi da, aici sus și aici ai două locuri pentru suporturi de pahar, da, cum ar fi. Pentru cartofi. Nu mai știu cum era Raptor, dar aveai loc special pentru cartofi? Da, exact. Așa, pentru 2600 de euro poți să spui o rolă mobilă ori din vinil, vinilin sau din aluminiu, sau poți să spui direct cadrul ăla care are culoarea super white și te costă tot așa de 2600 de euro. Adică poți să le faci direct de la Toyota pe astea și e mult mai în regulă. Un capac de oricare factor ar fi el, că este electric, că este fix, că e din acesta pe care vi-l arăt acum. Bine, și acesta este foarte practic și bun. Așa. Da, ăsta este foarte practic, mai ales pentru că are aici barele astea de care iarăși poți să mai prinzi chestii. Și ăsta pur și simplu da, se ridică. L-ai deschis așa. Amortizoare foarte ok. Benele sunt identice ca dimensiune, 900 de litri. Și ca greutate. Și ca greutate. Aoleo! Tu ai două suporturi de pahar, eu am unul singur. Din nou, aceleași patru cârlige poziționate doar în locuri diferite și sigla Toyota pusă în spate. Da. Sunt efectiv identice. Doar scrisul de Hilux e diferit. Sau dacă sunteți mini tehnicus, puteți să vă faceți cum a făcut unchiul meu, dar n-a vrut să mi lase în mașină că zdrângănea. Și a construit el din patru plăci de pardoseală și un... o tulumbă așa de lemn și a construit el singur un separator și și-a compartimentat în patru bena. Este mașină foarte modulare. Știi ce e amuzant? Și asta să țineți minte dacă vă luați, cred că la orice pick-up este chestia asta. Eu aseară am încuiat mașina. Așa. Și uite, încui mașina. S-a văzut că s-a încuiat. Asta e separată. Wow! Deci trebuie să aveți grijă de acest aspect. Asta nu merge decât cu cheia aici. Bine, eu am cheie, nu știu de tine. Eu am cheie de asta tradițională. Bă, la mine trebuie să meargă direct. Apropo de cheie, am și un detaliu foarte drăguț, pentru că pe spate am un contur cu un Hilux foarte frumos. Deci încuie mașina, da? Eu am o cheie ordinară. Deci mașina e acum încuiată. Am înțeles. Oh! Ce crezi că ține 200 de kg? Cheia e ușoară? A, da, eu am cheie să încui. Păi, ai cheie să încui. Nu am cheie să încui. Da, ai cheie să o încui. Ah, dar e un pic peste mână să fac asta de fiecare dată. De fiecare dată când ai nevoie doar. Stopurile sunt mai tridimensionale la tine. Da. Și îmi place că la tine... Și așa și formă de 3. Da, l-au schimbat, că tu când pui frână se aprinde tot ansamblul ăsta, eu când pun frână se prinde doar bucățica da, de sus și atât. Da, arată mult mai drăguț și drept la, da, la modelul că nou. Nu mai e așa dreaptă. Are... O are și ce formă, o deformare, da, ce vrei tu, cum vrei tu să o numești. Cât de cât. Camera și... de spate cred că este poziționată la fel, eu am aici. Nu, a mea e în lateral. E în lateral? Da. Ah, ok. Dar sunt de aceeași calitate. Exact. Cred că e fix aceeași cameră din 2015 în 2023. Un detaliu extra, eu am această bară de tractare, care ia uite cât de zdravână este și este integrată, bineînțeles, în șasiul mașinii. Și asta este ornamentul cu care, după cum vedem, am săpat mai devreme. Am arat pe aici. Dacă tot am venit să ne dăm, am zis să și arăm un pic. Bun. Interior? Interior. Hai să începem cu asta veche. Din punct de vedere al interiorului, la Hilux treaba este foarte simplă.
Mașina este o auto utilitară, drept urmare, interiorul este la fel. Peste tot, peste tot, până și cotiera. Dar știi cel puțin că plasticele din această mașină sunt extrem, extrem de durabile. Mânere foarte zdravene, scaunele într-adevăr sunt confortabile, volanul este reglabil doar pe înălțime, pe adâncime, nu? Avem aici un sistem de infotainment cât de banal se poate, dar suportă auxiliar, suportă Bluetooth și cu un mini magnețel aici, ai și Apple CarPlay. Panou de climatizare, încălzire în scaune, ESP off, avem power heat, care, dacă nu mă înșel, este pompa auxiliară de căldură a mașinii și aici ar fi trebuit să mai fie butonul pentru hill descent control și butonul pentru diferențial blocant spate, pe care nu îl avem. Aici este selectorul transmisiei, iar aici o treci din H2 în H4, în neutru și după aia poți să o treci în low, dar trebuie să fii mai puțin stângaci ca mine ca să-ți iasă cum trebuie aceste lucruri. Suport de ochelari. Aici, în schimb, plafonul este mai moale, este făcut din carton capitonat. Aici este o pânzuliță drăguță și, în afară de asta, singurele materiale moi sunt efectiv pe scaun, pe volan și unde atingi cu mâna pe fața de ușă, unde avem piele care, cât că-i piele. Când intri în noul Hilux, o să vezi că interiorul, din punct de vedere al materialelor, este identic cu Hiluxul prezentat de Dan, model 2015. Adică, efectiv, sunt aceleași materiale tare, plastic tare, peste tot, dar din nou, este un lucru de înțeles, este o mașină cu interior robust, o mașină utilitară. Nu vrei să aibă piele în apa, nu știu ce, să se murdărească, să o rupi, să o atingi așa mai departe, pentru că pentru asta e gândită, să cari chestii cu ea, să o bagi pe unde nu bagi alte mașini și așa mai departe. Dar, chiar dacă avem plastic peste tot, nu e neapărat cel mai prost și scratchy plastic, este un plastic zdravă și totuși în zonele unde ții mâna la cotiere, ai piele, în același timp și pe scaune, unde teoretic trebuie să simți un confort cât de bun, ai piele, foarte confortabilă, scaunele sunt stabile, într-adevăr, poziția la Hilux este o poziție înaltă și un pic diferită față de alte mașini, adică dacă ne mai cunosc un pick-up înainte, o să vezi că îți este un pic ciudat. Avem sistemul de infotainment un pic învechit de la Toyota cu 8 inch, nu ai navigație, dar telefonul se conectează prin cablu Apple CarPlay și Android Auto. Avem două compartimente. Acesta se deschide prin buton și este foarte, foarte amortizat și se deschide drăguț. Presul e încăpător, dar dacă ăsta nu e de ajuns, ai și compartimentul de sus care se deschide prin butonul ăsta pe care scrie Hilux. Ta-da! În zona asta avem butoane de climatizare, o climatizare pe două zone, iar aici jos avem două prize de 12V. Un buton pentru dezactivat controlul tracțiunii, buton pentru blocat diferențialul spate, buton pentru asistența la coborâre în pantă, start-stop și avem și încălzire în scaune stânga-dreapta, dar doar pe un singur nivel. Ai apăsat L, călzi scaunul din stânga, ai apăsat R pe cel din dreapta. Suport pentru telefon, nu este și cu încărcare wireless, două suporturi de pahare, dacă astea nu sunt de ajuns, oricând te poți folosi de suporturi de pahare pentru pasager, adică ăsta care este deschide prin apăsarea unui buton. Și chiar și la șofer avem același sistem. Mai găsim în interior aceste mânere foarte bune de urcat în mașină și de ținut de ele când mergi pe overall mai extrem, un suport pentru ochelari, nu este capitonat, nu nimic, și clasic Hilux. Parasolarul șoferului nu are și acea oglindă, dar la pasager avem. În uși, alte suporturi de pahare și ți arată foarte drăguț să nu pui un pahar, să pui o sticlă, dar în rest, spațiul din buzunarul din ușă este un spațiu foarte îngust, adică el este lung și așa mai departe, dar este îngust. E greu să pui acolo un portofel, un telefon și alte lucruri. În cotieră, destul de adâncă, este spațioasă și găsim chiar și o prinsă de 220V. Acum haideți în spate. În spate este un pic schimbată treaba, pentru că habitacul este ceva mai comprimat ca la un SUV normal, adică stă ceva mai vertical și sunt mai înălțate, efectiv pentru că este un pick-up, este o camionetă. Totuși, la picioare am destul spațiu, dar la cap e un pic limitată, că eu la 1,85 mai am cam un deget de spațiu, știi? Și probabil că la o groapă ceva mai adâncă și așa o să dau cu capul. Adică da, chiar dau cu capul. Deci dacă ești mai înalt de 1,85 trebuie să stai așa un pic mai aplecat sau mai pe spate. Ce mai găsim interesant aici? Faptul că avem în spate, atașate de scaunele față, două cârlige pentru, nu știu, cumpărături și alte obiecte, să nu zboare pe aici când te duci pe teren accidentat ca lumea.
spații de postare în scaune, buzunarele din scaune. Teoretic ai 5 locuri, ai 3 locuri în spate și pe mijloc poți să stai, pentru că tunelul median nu este atât de înalt încât să te deranjeze. E destul de lat scaunul de pe mijloc, dar dacă mai ai încă două persoane mai corpulente lângă tine, poți stai un pic ca pinguinul. Și în același timp, buzunarele din uși sunt mai interesante în spate, sunt un pic mai scurte, nu sunt la fel de lungi, dar au gura ceva mai lat, adică dacă nu ți încape în față un portofel și un telefon, aici o să ți încapă. O chestie ciudată. Vom mai regăsi o cutieră unde mai avem încă două suporturi de pahare. Nu sunt chiar atât de în spate încât să scadă cotul în ele, deci poți stai cât de cât confortabil. Și un lucru pe care nu știu dacă îl știți, dar la Hilux ai câteva compartimente secrete. Ai această chingă de care tragi, s-a ridicat o parte din bancheta spate și compartiment secret, unde aici aventura sa medicală, dar oricând îți poți ascunde și altceva aici. Vă dați seama că nici aici nu sunt diferențe foarte mari și avem foarte mult spațiu la picioare, avem foarte mult spațiu la cap, cam o lățime de palmă mare, buzunare în scaune, materialele la fel, iar aici această imitație de piele sau piele sau vinilin sau ce o fi, fix unde atinge moale. În rest, totul este cât de rudimentar se poate, special să poți o speli cu orice strece ție prin cap. În buzunarele de uși avem spațiu pentru niște șervețele umede și o sticlă de apă și mai avem aici încă două suporturi de pahare și cam atât. Bineînțeles că asemeni Hilux-ului nou, hai să-ți arăt și ție, tragi de această chingă. Se ridică bancheta cu totul. Se ridică bancheta cu totul și se pliază și spătarul asta, mi se pare foarte drăguț. Și uite, amândouă am văzut cauul asta, este aici o mică cordelină sau bandă de fitness, cum îți place ție să zici, care ține centurile de siguranță. Da, să nu cadă. Numai că pasta a cam abandonat-o aici dedesubt. Din nou două spații de depozitare aici. Chiar sunt folosite. Care chiar sunt folosite și sincer nu văd de ce nu le-ai folosit. Da. La fel ca la Hilux-ul nou, au păstrat vizibilă mufa. Și același cablu, e unul la unul. Serios? În primul rând mă pregăteam ca să ridic capota la Toyota Hilux, pentru că este cea mai grea capotă din industria auto. Efectiv trebuie să mergi 2 ore la sală să poți să ridici și de asta și măcar nu i-a pus amortizoare că nu țineau. E cu tijă efectiv din motivul ăsta. Doamne! Bă, da, este surprinzător de grea, recunosc. Mergem la spital după asta, care e hernie de disc. Se sub capotă pentru că avem modelul Invincible, motor de 2.8 diesel, 204 cai, cuplu motor maxim de 500 Nm, common rail și avem o turbosuflantă cu geometrie variabilă. Da, pentru că mai avem și 2.450 de cai putere, nu vreau să discut neapărat despre ăla. Și ăla avea 2.5 de 140 de cai putere. Da. Deci, cumva le-au echivalat, exact. Dar... De ce? Deci ți-ai luat un 2.450 de cai putere, mă întreb? În loc să ții un 3 litri sau un 2.8 în cazul ăsta. Din motive financiare n-ar trebui, că nu e diferență foarte mare de bani, cred că e nici 3.000 de euro. Impozitul e nimic, oricum fiind auto. Impozitul e nimic, exact. Aici e Joja. Acolo e... Bravo, bravo. Da, transmisia e, dacă ești în 2H pe puntea spate, altfel e o tracțiune integrală, 6 trepte cu amortizor de cuplu, cu reductor, da. O să vorbim mai mult la partea de condus despre toate astea, de asta o țin cât de simplu se poate. Electronic. Da. Hai și la asta. Ce-mi place la asta și nu arata? Priză de aer reală, că se vede. Da, e reală. E reală pe bune și este foarte mișto senzația de la volan, să știi că ai așa ceva la mașină. E mai drăguță de la Roda. Bă, nu mi-e rușine nici cu greutatea acestei capote. Într-adevăr, într-adevăr. Eu știu să zic că tu ai exact același bloc motor pe care l-am și eu, făcut din fondă, doar că al tău are o cilindrie un pic mai mică. Altfel, este exact același cod motor și îmi place că dacă pierzi ceva pe aici, ajung pe jos. Da. Pe de parte sunt multe elemente, dar ai și destul de mult loc cât să lucrezi. Vezi tu, în state mașina asta se vinde cu ceva motoare mai măricuțe și trebuie să aibă loc. Un pic, o idee, o idee mai mare. Bun, 3 litri, 171 litri. De cai, 4 cilindri la fel ca la tine, cum am zis, montan transversal, predominant punte spate, dar o poți trece pe 4x4 oricând. Diferența este că la mine este mecanic, e dintr-un levier separat, ceea ce este foarte, foarte tare. Mare, e un lucru mai puțin care se poate strica. Exact, la o mașină care oricum nu se strică nimic, asta e un lucru minus care se poate strica. Exact. Cred că asta au zis și ei, bă, la noi oricum nu se strică nimic, că trecem pe electrică, na. În rest, eu am transmisie automată în 5 trepte, nu în 6 ca tine, și eu am doar 4 trepte de reductor, unde tu ai numai. Dar ai pe toate 6. Numai, puține. Da. Mi se pare interesant că ai efectiv toate 6 treptele funcționale și în reductor. Da. Când vine vorba de garanție, am citit un pic și la Toyota standard ai 3 ani sau 100.000 de kilometri. Știu că aici scrie 6 ani,
sau 200.000 de kilometri, dar asta este printr-un program special extra Toyota, unde ca să primești garanția asta, și apropo, în țările vestice ai 10 ani, trebuie să îndeplinești anumite condiții. Dacă vreți, putem să punem un link în descriere să citiți mai multe despre treaba asta. Din punct de vedere al siguranței, Hilux a primit la protecția adulților 85, la copii 82, 73 la protecția pietonilor. Știu că sună destul de bine, dar mașina a primit 3 stele de fapt la Euro NCAP în 2016, că atunci a fost testată ultima dată Hilux. De ce a primit 3 stele? Ei bine, sistemele de siguranță au un calificativ chiar mai mic decât Dacia Spring, 25%. Au. Și asta pot să vă zic eu de ce. Pentru că nici asta nu a fost testată la Euro NCAP, numai modelul de 2016, asta fiind 2015, nu are sisteme de siguranță pe ea, în afară de ABS și traction control, tu nu ai nimic, ești tu cu tine însuți. Hiluxul pe care îl are Silvian, adică modelul 2023, sigur are mai mult de atât, dar nu știm cât și o să aflăm de-abia după ce va fi testată. Indiferent de situație, dacă vrei un Hilux de genul ăsta, cu garanție, mult noroc. Asta măcar are claxon și de-aia are 25%. Aia are probabil 0, că nici măcar claxon n-ai, știi? E lumea, dă-te că vine! Mamă, te-ai urcat în vapor! Ceva de genul. Poftim! Nu băgai aia, a? Că ori vei? Hai să vedem băiatul. Ce faci, Silviane? Stai foarte entuziasmat. La variera mea era departe. O să fie singura dată când o să ne vedeți că nu folosim centurile la filmare. Dar nici mi-a explicat domnul de aici, e pentru off-road, nu e bine să spui centura de siguranță. Nu, la ce fel de off-road facem noi, că o să mergem cu 2 la oră. Camera aceeași calitate, chiar dacă sunt niște diferențe între ele. Și niște mulți ani diferență chiar. Deci, suntem la circuitul TCS Racing Park din Ciolpani. Da? Este circuit unde ne putem testa mașinile, off-roaderele, dar în special pentru cei care sunt pasionați de motocross. Și ce ne-a zis băiatul ăla? Că peste 2 luni este un eveniment destul de nou în România, în premieră, campionatul mondial de motocross la juniori. Da, mondial. Deci ăla o să fie interesant, am putea să venim aici să aruncăm un ochi. Ideea e în felul următor, voi puteți să veniți aici cu orice mașină de off-road ca să-i testați capabilitățile. Sunt niște trasee foarte bine definite pe care noi le vom urma astăzi, trebuie doar să ajungem la început. Da, e prima dată când vine aici. Bine, de fapt noi nu începem de la începutul începutului, pentru că începutul începutului este, sunt niște pante cu înclinație foarte mare, undeva pe la 35-40 de grade de urcare și de coborâre. Ne-am dus cu Hilux-ul celălalt, pe care să-l vedeți în acțiune ulterior. Mașina, având apartamentul în halul ăsta de lung, se pune pe burtă undeva. Și cum asta este mașină personală, ca să-i spunem așa... Nu dorim să facem așa ceva. Nu, că mie mi-e frică de umplu, recunosc. O persoană poate să stea pe ea să mănânce liniștit de la mecanică. Da, da, nicio problemă. Ce râde. Se distrează. E foarte distractiv, îi place. Ăsta este începutul. Mă distrează foarte tare cum sunt. Mă, deci dai cu ea. Hai, hai, până 4232L. Bun, mașina am pus-o pe 4 High, n-am pus-o pe L, dar am lăsat-o între întâia. Deci am făcut asta pentru că am mai făcut odată traseul, acest traseu în tura de recunoaștere și mi s-a părut că nu-i nevoie. Și acum testăm unghiul de înclinare. Da. Și, din păcate, e pe partea mea. Acesta este unghiul de înclinare reținută din frână, că merge cam repede. Tu ai din start un avantaj că tu ai garda la sol mai mare cu deci 3 cm. Tu ai 28, eu am 31, cam în albastru. E foarte ciudat acest feeling, nu contest. Nici eu nu mă simt neapărat confortabil. Dar cădem pe tine, aia e și mai păi știu că dacă pești după mine, n-ai tu cea mai mare greutate, dar tot sunt 75 de kg care pică pe mine. Acesta a fost primul obstacol. Băi, oricum Hilux se descurcă bine, că vorbeam, sunt pe la urmă mașini utilitare. Hai să fim serioși, Top Gear a dedicat un episod distrugând o Toyota Hilux și care n-a distrus-o. Și pe care n-au reușit să o și au reparat-o cu cele mai rudimentare a, de menționat, anvelope, amândouă mașinile au aceleași anvelope. Exact, unul la unul. Efectiv, amândouă au Dweller HT, care sunt Highway Terrain. Inițial era vorba să vină amândouă cu BF Goodrich-uri, doar că se pare că asta de presă a trecut pe de-astea mai de stradă. A de stradă, da. Așa că am lăsat-o și pe asta încălțată cu anvelopele de stradă. Și tot ai zis de Top Gear, mai ții minte că eu am fost cu un Hilux la Polul Nord și am adus un Hilux pe un vulcan? Da. Adică, frate, cu mașina ajunge oriunde, nu e problemă. Din start pot să zic că sunt mai confortabile scaunele la asta.
Știi, sunt foarte entuziasmat, sunt foarte emoționat că e prima dată când fac așa ceva, așa că dacă da, să... Silvian este pentru prima dată la un off-road atât de extrem. Un off-road. Uite, asta cu rampele e interesant să ți dai seama aici. Da. Cred că avem o înclinație de 20 de grade. Mă simt foarte ciudat, dar îmi place. Chiar e toate că simte ciudat, că simți că pici cu totul așa. Îmi place că au păstrat mânerele și la asta și într-adevăr materialele. Știi? Da, materialele sunt la fel. Sunt efectiv la fel, uite-te și tu. I-au pus imitație de cusătură în plastic, dacă îți vine să crezi, ca să pară fancy. Adică dacă tu nu pui mâna pe el, tu habar n-ai că el e plastic, că nu arată. I-au dat textură. Da. Și auzi-l. Cât de zdravă poate să fie. Tai lemne pe el. Și aici la fel, băi, deci este identic cu ăla din 2015. Efectiv. La fel aici și n-ai moale decât unde efectiv lovești, unde atingi cu cotul. Și probabil că în amândouă stai la fel de incomod în spate. Sunt atât de similare, de fapt. Așa, acum o să vedem dacă se ridică câte o roată sau nu. Chiar sunt de apreciat și de respectat băieții pentru ce au făcut aici. Mă, stă, deci efectiv nu are niciun stres mașina. Și nici măcar nu e încălțată corespunzător, exact. Și stă fără nicio emoție. Deci nu are niciun stres. Exact. Este cât? 53-4 pe acolo. 53-4 de mii de euro, dar asta este accesorizată complet. Păi scuză-mă, pe tine te interesează un Hilux de bază. E ok, nu trebuie să faci nimic, ai piciorul de pe frână. Ok, dacă are da, Hilux-ul pornit. Wow, cât de violent e! Da. Și tu îl menajezi din accelerație. Ușor. Ușor. Și acum pe dreapta cocolim pietrele astea. Nu vrem să intrăm prin pietrele astea pe aici. Sunt niște cataroaie și nu vrem să stricăm niciuna dintre mașini. Problema cu mașinile astea este că ampatamentul este foarte, foarte lung. Și din cauza asta nu putem face integral traseul cum ne-am dorit noi. Da. Și în același timp fiind un pick-up consola spate, adică distanța de la axa centrală a roților din spate până la cel mai din spate punct al mașinii, și ăla este lung. Da. Consola în față zici că mai merge, că nu ne atac foarte bună. Consola spate, fiind benă, da, și acolo atingi destul de rău. Hai la căuciucuri. Așa, Dan, unchi meu, Dan, că tot Dan îl cheamă și pe el, că de ce nu. Dacă te uiți la episodul ăsta, să știi că înainte de a ne băga cu mașina ta pe aici, am făcut tura de recunoaștere cu cealaltă mașină. Asta ca să știi să mă înjur mai puțin în caz de nevoie. Eu chiar am avut grijă. Și chiar am selectat obstacolele prin care ne-am băgat. Nu ne-am dus prin toate. Efectiv, cu mașina asta poți să ajungi oriunde vrei și poți să faci ce vrei. Și rostul acestui episod în particular este să arătăm dacă sunt îmbunătățiri majore din perspectivă de off-road. Stai, că ar trebui să avem Hill Descent Control, nu? Nu cred că există Hill Descent Control, e piciorul tău. Ok, Hill Descent Control. Să facem altceva. Am pus-o pe neutru. Am pus-o în low. Da. Da, idee bună. Low și a întâia. Ok, aici avem anvelope ca să vedem cum se descurcă. La prima o să cădem, sunt conștient. Dar sunt anvelope, așa că e moale, e ok? Da. Și acum, anvelopele sunt încrocișate ca să cadă când pe parte, când pe alta, știi? Bagajele. Da, avem foarte multe bagaje, că n-am călat cu groază de echipament și mai sare pe acolo, prin spate și pe drum, se auzea la fel. Din start îți zic că Hilux-ul nou are niște avantaje. Adică, în primul rând, ai diferențiale blocante pe aia, pe asta nu. Da, nu ai diferențiale. Pe asta era o opțiune. Hill Descent Control, asta nu are. Era și aia opțiune, presupun. Probabil că era o opțiune, da? Asta nu o are. Deci, asta ca să vedem de diferență. Din acest punct de vedere, clar o să câștige Hilux-ul ăla, dar în același timp și circuitul ăsta nu e atât de provocator. Nu e atât de provocator? La ce te referi? Aici, circuitul ăsta e gândit ca să-ți arate cumva potențialul mașinilor, dar tu nu ești un off-road, adică totuși aici suntem într-un mediu perfect controlat. Da. Indicat este să o faci la viteză cât de mică se poate. Normal. Cât timp tu ești cu frâna apăsată, acum rămâi cu frâna, adică nu la piciorul de pe ea, cât timp ești cu frâna apăsată, Hill Descent-ul nu o să-ți funcționeze niciodată, ca să știi. Ok. Și pe frână? Astea primele sunt cele mai nasoale pentru că o să cadă mașina, după aia sunt intercalate. Gata, atât. Bine, vorba ta, e bine că sunt că pune ura asta de aici să-mi moi. Da, și uite, vezi, știi, pentru genul ăsta de obstacole au fost foarte deștepți băieții de aici, de la TCS Motor Park
Racing Park. E Racing Park, mă, tot. Racing cum, Park. Așa. How, how. Pentru că au pus cauciucuri special ca să nu-ți lovești mașina pe dedesubt. Ok, vreau să zic asta de acum, deci sunt un overloader cât se poate de neexperimentat, deci mașina asta îți dă o încredere incredibil. Incredibil cât de multă încredere îți dă mașina asta în capacitățile de tale de off-road și eu sunt foarte neexperimentat și am toată încrederea în mașina asta. Mai ales că ai și diferențialul blocant. Diferențial blocant spate, da. Te ajută cu atât mai mult, știi? Exact. Să nu ai nicio problemă. No, don't call anybody. Call baby. Call baby. Iarăși, un avantaj al Hilux-ului tău, ai garda la sol mai mare. Un alt avantaj al Hilux-ului tău, tu nu ai o bară imensă metalică, da, în spate cu un curling. Dar măcar dacă săpăm în pământ, săpăm cu o bucată de fer. Ce frumos lucrează suspensia. Dar uite, sunt suspensii la fel, că și tu ai punte rigide pe spate, da, și ai, da, double-ul pe față. Păi nu aveau ce să îmbunătățească. Da. Păi în dacă schimb, rețeta e bună. În schimb, vezi ce da, 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 mai frumos, frumos la mine. La papuca am mai văzut. Și la aro. Oh, ce frumos e cerul, nu văd nimic în față. Deci, stânga. Stânga, da. Deci, efectiv, cu mașinile astea nu prea ai grețuri, cam de nicio culoare. Sunt niște mașini extrem de potente, iar faptul că... Opa, aici am scăpat pe trei roți un pic. Uite, stăm cu trei roți. Da. E foarte în aer. E foarte în aer. E foarte în aer. Da, știi care e chestia? Că, uite, față de un 6 în linie sau un V6, e mai tractor. Da. Dar în același timp, hai să fim serioși, că dacă ăsta nu e un motor fiabil, nu mai există niciun motor fiabil pe planeta asta. E gândită, e gândită, pentru că ai un motor cu mare, cu cilindre mare, a rămas în 4 cilindri și tu așa ai o cursă lungă a pistoanelor și ai și un cuplu foarte consistent și constant. Știi? Și din punctul ăsta de vedere, Hilux în segmentul ăsta de piață și în industrie este cel mai bine, deci n-ai ce să-i faci. Că și la aia tot așa au din 3000 au făcut 2.8, dar tot în 4 cilindri. Da. Și e tare o chestie legată de diferențialul față, când o pui în H2 și doar pe tracțiune spate, ăla din față se decuplează automat, în același timp planetarele cât și sateliții ei continuă să se învârtă, dar axa diferențialului față nu se mai învârte. E o chestie destul de inteligentă. Și încă o chestie inteligentă, frânarea ajută foarte mult. E o frânare oarecum automată și ajută mult la repartizarea activă a cuplului pe fiecare rotă în parte, știi? Okay. Sunt niște chestii foarte interesante din punct de vedere inginerie și mecanic la mașina asta. Și din punct de vedere al suspensiei, pe față avem double wishbone, că na, ți-ai știu cât de când confort, dar pe spate e punte rigidă, arc cu foi, nu arcuri elicoidale. Da, pe și aia la altă, exact același exact setup. Exact același setup. Deci, diferențele între Hilux-uri sunt blocul motor și interiorul. Blocul motor, și ăsta e făcut pe stil clasic, tot din fontă e. N-ai cămăși, deci ai pistoane de aluminiu, e aceeași chestie. Uite, ia hai să caut eu, că îți arată autodata și codul motor și ia să vedem codul motor de la Hilux ăla versus ăsta, că s-ar putea să fie același cod motor și să fie doar adaptat. Da, cred că s-ar putea să fie și codul motor diferit, dar știu că ăsta e făcut stil clasic, ai motor din fontă, n-ai cămăși și pistoane din aluminiu. Și a rămas pe ideea aia cu cilindrie mare ca să cursa pistonul lungă, dar tot în 4 cilindri și ai un cuplu consistent și constant. Și ce în industrie, Hilux stă mult mai bine la partea asta. Ceru! Ușor la asta ca să nu pui pe burtă. Am înțeles. Acum avem denivelări în formă de valuri, se și numește Sailing in Waves. Și că stă mașină cu Shakira. Și aici, teoretic, ar trebui să ne dăm seama dacă este suficient de înalt acest Hilux. Pentru că ăla altul e mai înalt. Aici nu am avut ce problemă cu celălalt. Mă rog, asta să vedem și când ne mai dăm motorul cu celălalt pe aici. Ca să se și vadă. Da, n-ai nicio garanță. Oh. No. Da, eu sap cu cârligul. Am simțit-o că sap cu cârligul. Măcar aduceam și niște arbuși, plantam aici. Deci, da, 28 de centimetri este suficientă gardă la sol și oricum, dacă îi pui niște anvelope mai mari, îmi place că arcele roților sunt foarte mari. Unchi mi-e ține 31 pe ea. Sau 31 jumate, pentru că anvelope de iarnă. Oh, wow. Și n-are nicio treabă, nu ating nu, nimica. Aparent, de la tău au zis nu-i destul și mai scăzi cu 3 cm garda la sol. Bă, 31 e ok. Dacă îți vine cu Land Rover-ul aici, trecem peste absolut toate obstacolele, da, că la aia am 46. Ca la picior, știi? Deci, efectiv, este același bloc motor. Pur și simplu au schimbat cilindrele, deci au micșorat cursa pistonului. Am zis bine? Tu ești nu, nu am micșorat cursa pistonului. Da, doar nu, cilindrele, atâta. Deci doar cursa pistonului rămâne tot mare. Ok,
Am ajuns iarăși la punctul cel mai important, să vedem Sailing Waves. De ce nu mă joc cu frâna, cu pedala de frână? O las pe ea. Păi nu, aici nu. Aici trebuie să aici te joci tu. Aici te joci tu și o lași doar să accelereze singură din cuplu. Da, da, e corect. Bun, asta putere, 204 cai putere și s-a mai așcat un pic și la putere și la cuplu, pentru că am 500 de Nm cuplu. Oho! E o diferență de 140 de Nm. E diferență măricică. Nu se facă rău de mare. Sailing in waves. Bun, aici teoretic o să o punem pe praguri. Da. Dar fiind pământ e ok. Da. Măcar nu te mai strâmba, că se sperie. Nu, mă strâng pentru că mă doare un pic piciorul. Avem trepte de metal, e în regulă, iar aici iarăși cât trebuie să pun cu fundul. Din punct de vedere al performanțelor, nici asta nu lasă de dorit, adică 171 de cai pe o tonă 850 sau cât are, o tonă 800, ceva. Până, da, 1860 de kg mi se pare. 1860 de kg. Adică e ok, 360 de Nm. Faptul că ai acest reductor este în principiu cam cel mai important lucru în off-road. Da. În schimb, ar fi fost un pic în avantaj. Uite, aici, raza de bracaj lasă de dorit. Asta înseamnă, da, o mașină lungă. 13,2 metri. La amândoi aceeași cifră, ce mi-aduc aminte. Da, dai seama, la urmă, Hilux are cam 5 metri și 5,2 metri lungime. Adică, da. Știi, uite, de Hill Descent Control nu aveam neapărat nevoie acum, dar în off-road găsești foarte multe momente în care chiar ai nevoie de așa ceva. Oră mai puțin. Aici avem o înclinație foarte, foarte mare. Mare. Hai să-ți arăt cerul din nou, Silviane. Mânerele astea sunt sfinte. Ne lasăm în orbită. Și uite, nici tu, nicio grață. 1100 de ture, am tăiat cu reductorul. Da, nu, nici nu tușește. Și aici trebuie să o luăm în stânga. Bam, bam. Acolo nu e nicio treabă? Pe acolo ne întoarcem. Ne întoarcem? A, ai dreptate, da. Ambele mașini pe care le avem astăzi aici. Abia accelerez. Nici nu trebuie să accelerez, e incredibil. Deci tu ți-a urcat că ești într-a întâia pe reductor, ai zis să mă ți-a urcat din relanti. Da. Pantă de 30 ceva de grade. Îți dai seama cum e Toyota asta acum, dacă ar fi fost o persoană, era pe modul pe bune? Astăzi mă bagi pe aici, astăzi dar pe care să mă bagi? Îți bagi joc de mine? Mai bine mă duci în Buzău. Aici s-a văzut diferența aia de 3 cm, da. Chiar de la sol, că cu aia la alta am atins. N-a atins nimic aici. Deci 3 cm. Da. Fix cât e nevoie. E? Acum le dai dreptate femeilor, ce centimetru contează. Asta vreau să zic și eu, dar îți lasă. Asta de bracaj e mai bună la mașina asta. Este un pic mai bună, da. Let's go climbing! Ușor, ușor, federet. Nu o brusca, că n-ai de ce. Lasă-o ușor, că urcă ea, uite, deci tu ești cu a doua și ai 1100 de ture. Bun, și acum, pietre! Și oricum, pragurile, cel puțin la Hilux, nu sunt opționale, pentru că, na, îți facilitează urcarea în mașină, dar te încurcă un pic la over. Adică, dacă știi că mergi foarte mult în over cu Hilux, nu spune pragurile. Dacă mergi mult cu orice mașină în off-road, nu recomand praguri gen trepte, dar recomand tri-crawlere, adică ce mi-am dat eu comandă acum pe a mea. Pe niște fel de scărișoare așa? Nu. Țin și pe post de treaptă, dar de fapt e doar o bară groasă metalică care îți iese un pic în exteriorul caroseriei, un pic pe la, cam pe la linia roților, ca idee. Deci nu iese foarte mult. Nu. Okay. Nu iese din ansamblu întreg al mașinii. Și rolul ălora este că atunci când mergi razant pe lângă bolovani sau copaci, să lovești cu pragurile ca să nu ți se atingă caroseria. Ah, bun, foarte inteligent. Și faptul că au și rol de trepte e cu atât mai bine. Aici o să o luăm, că aici este conclinație. Da, facem dreapta. Mă, nu vine să cred că de mult se lasă în față și se pare că gata, picăm bot, dar n-are un stres. Nu. Panta de atac e destul de mare și nu ai treabă cu botul. Problema este doar la coborâre din cauza cărligului, nu din alt motiv. Exact. Și razele de decajare sunt foarte bune și transversale și tot. Și oricum ți-ai zis, nici aici nu s-a schimbat foarte multe, că ai același body on frame, că ai caroseria separată de șasiu.
odată, cutia de transfer e la fel de bună. Motoarele au rămas tot alea, diesel, cât de cât, benzină, aveai și 6 cilindri cum e asta, dar mare parte sunt alea în 4 cilindri. Nu, asta e tot în 4 cilindri, pardon, dar au fost și 6 cilindri și în linie și V6. Așa, știu că mai există și, cel puțin pe generația asta, mai exista și 2.5 pe lângă asta de 3 litri, dar nu are sens, adică 140 de cai pe o mașină atât de mare, cumva mai, simți da. Nevoia de mai mult. Da, asta da, măcar da. Este bine echilibrată. Nu-mi dau să mă pun de drum acum. Stânga, da, pe la opriere. Stânga mult. Păi, stai tati, tu ești din Buzău și în același ușor aici. Ia de-aia întâia. Tu ești din Buzău și ai numai membrii în familie care fac off-road. Ai 3 off-roadere în familie și tu n-ai făcut până acum off-road? Am făcut chiar așa. Am mers în dreapta ca să învăț. Și ce ai învățat din dreapta? Uite cât de bine merg. Asta în timp ce eu mă dau cu capul pe aici. Uite cât de bine merg. Ușor? Dreapta, ocolim ăsta. Facem pac, pac, pac. Și uite urmele, mergi pe urme. Și tot există și variante de 2.4 cu 150 de cai și pentru Hilux-ul ăsta nou. Mă rog, Hilux, că vine la High Luxury. Nu înțeleg de ce faci un pick-up de ăsta care e indestructibil și îi spui High Luxury. Nu știu, dar dacă te uiți în asta, nu prea e nimic High Luxury. Da, nu, cel puțin dar tot e doar unghiul foarte, foarte abrupt. Și uite, știu, simt nicio că, șansă. Simți că pică nici. Efectiv, simți că pici nici și n-ai nicio treabă de atins. Deci cu bot, cu botul nu o să ai niciodată probleme. Nu, într-adevăr. Dar ai fata. Uite cât de liniștită. Uite cât de ușor. Da, nu, deci am, are nevoie să turezi. Am 1010 ture, ceva de genul. Nici măcar 1100 nu aveam. Turează mai mult când regenerează filtrul de particule. Particule, vrei să te mint? Așa, mulțumesc că tot dreapta, că ăsta aici picam direct pe ureche. Ce mai vrei? Stai, ești în tante ea? Da. Acum, las-o doar din accelerație. Las-o, ea nu-i jumai accelera. Și nu pun frână. Nu pui frână. Am pus frână acum, dreapta. Am panicat. Uite, la înclinația asta, noroc că mașina îți permite. Că dacă am făcut balans din cauza frânării și ar fi atins? Și asta, dar tu te-ai dus drept aici, trebuie să te duci semi pe diagonală. Am la un unghi de 10-15 grade. Am înțeles. Hai, pun-o pe burtă. Știu că poți. Încet, încet, încet. Asta e important atunci când știi că ai șanse să atingi, să mergi cât de încet se poate, dacă nu ești pe nămol. Da, pe nămol, pe nămol trebuie doar să nu rămâi blocat. Stânga. Da. Și chiar vorbeam de abruptătura asta. Bine, picam pe partea ta acum. Avem aici în dreapta un Dan, un Pokémon emoționat. Nu, sunt curios. Atât tot, efectiv, sunt curios. Aici o să fie interesant, aici o să mergem pe 3 roți. Aici n-a fost cealaltă? Ba da. Nu tot. Ok, aici o să fie interesant. Aici se simte lipsa diferențialului. Dar la cealaltă n-am blocat atunci diferențialul, parcă și tot a urcat. Nu? Are auto LSD. Da, are auto LSD, într-adevăr. Deci pe aici nu trecem, hai să mai încercăm o dată. Sapă. Nu vrea. Hai, dăm cu spatele. E, și aici am ajuns la obstacolul unde celălalt Hilux nu a trecut reușit. Din cauza lipsei de diferențial. Hai să vedem diferența. Pentru că ea n-a reușit tocmai pentru că spatele nu putea să împingă. Exact, fața a trecut, n-a avut nicio treabă și problema a fost la spate, într-adevăr. Dar o să merg încet. Aici trebuie să merg și foarte încet, că aici sunt toate șansele să atingem iarăși treptele. Ușor. Las-o doar pe ea. Doar pe ea? Las-o pe ea cât de ușor poate. Vezi cât de fin? Da. Dacă n-ai fi fost cu reductorul pus, n-ai fi putut să mergi atât de fin. Ușor. Ia uite, că, efectiv, nu s-a chinuit. N-a schițat, n-a simțit nimic. Și Hilux-ul ăla putea fi cumpărat cu reductor, pur și simplu nu are asta. Da. Atât. Ce diferență, pardon. Deci, un amărât de reductor, uite ce face. Da, e... Și ăsta e unul singur. Deci nu ca poți să am bacterație, eu
scuipam accelerația și, adică doar am făcut așa, plec și am zis, nu, că tu n-ai depășit 800 de ture. Nu! Uite, un chimenaș a luat Hilux-ul după foarte, foarte mult research pe chestia asta, okay. Că a luat în considerare și Navara, a luat în considerare și el 200. Din ce a descoperit el și acum nu știu, dacă se uită la noi posesori de L200 sau de Navara, vă rog frumos să ziceți dacă e adevărat sau nu. Cel puțin Navara, ci că la un moment dat se cracănează mașina, efectiv obosești, ca și cum ar obosi și ajunge de la așa, ajunge așa un pic, știi? Okay. Ca de fond, nu? Dar asta doar dacă o folosești extrem de mult, extrem de potrivit pentru o auto utilitară. Adică înțeles. Dacă tu chiar car foarte mult, de fapt nu așa că e ca de fundul, ca de așa, știi? Da, da, da. Că se îndoaie puntea de la da, mașină. Da, da, exact. Și mai era înainte, acum oricum să facem Mazda BX-60, parcă? Asta teoretic, aici trebuie să fie plin cu apă. Numai că ei nu umple vadul ăsta cu apă decât în caz ca au evenimente, atât. În rest, dar uite și tu ce înclinație mare la coborâre. Asta e chestia, să te bagi cu mașina în apă și după aia să mergi, de-aia au pus și pietrele astea, dar vezi, totuși au avut cap oamenii, toate pietrele sunt rotunjite. Da, da, da. N-ai nicio piatră în colțuri. Să nu stai pneurile. Exact. Eu am venit aici prima dată, în urmă cu câțiva ani, la experiența Jeep. Și aveau toate Jeep-urile. Renegade, Wrangler. Wrangler Sahara, Wrangler Rubicon, Gladiator. Era Gladiator atunci? Da. Okay. 3 ani sau 4 ani, ceva de genul. Cred că de-abia apăruse Gladiatorul. Deci ce brutal schimbă treptele de viteză când o treci pe manual cu reductorul pus. Bun, intrăm la ultimul obstacol. Forță! Aici am avut talent, nu? Dă-i. Ce râs! Da, a fost râsul de foarte entuziasmat și un pic emoționat. Uite, aici scrie end of story. Și cel mai impresionant lucru la această mașină? Average consumption, 8 litri la 100 de kilometri. Și e motorul mai mare. Eu am venit cu ea de la Toyota Nord, consum de 9.5. Că am început să ne dăm pe aici, a crescut din la 10.7. Ok, cât ne-am dat noi pe aici, mie mi-a scăzut de la 1 la 8. Deci este și economică, este și mega fiabilă și cât a păstrat poate și valoarea. Da. Știi că rezistă la tot ce pui în cale, adică din punct de vedere al durabilității construcției, că nu a dovedit-o toată lumea. Și ca idee, unchiul meu a băgat 100 sau 110.000 de kilometri pe ea de când o are. Și tot ce a făcut a fost revizii și un schimb în, la uleiul din cutia de viteză. Mm. Și când a făcut schimbul la uleiul din cutia de viteză, i-a scăzut consumul de la 11 la 8. Ia zi, tăticule, cum ți s-a părut experiența? Bă, foarte, foarte tare, mulțumesc. Ai cam murdărit mașina. Da, uite cât de bine arată și murdară. Astea sunt mașini care arată mai bine murdare decât curate, sincer. Da. Mulțumim pentru Toyota, mulțumim pentru băieții de la TCS că ne-au lăsat să facem treaba asta. Mulțumim lui unchiul meu că a avut încredere în mine. Da. Într-un final e și întrebarea aia, voi pe care v-ați alege-o? Ați da diferența de bani ca să luați echivalentul dotării ăsteia într-una nouă, că probabil că ajunge pe la 40, să zicem. Da. 40, 42, 45, ceva. Într-adevăr. Trebuie motorul de 2.8 și mai nimic în plus. Da, așa. Se descurcă ea. În schimb, asta, eu personal aș pleca cu asta veche acasă. Adică, cum o să fac asta, că trebuie să o duc înapoi, dar eu pe asta aș alege-o, indiscutabil, pentru că eu dacă mi-aș lua o auto utilitară, n-aș vrea să-mi iau una nou-nouță. Dacă aia ar fi avut diferențial blocant pe spate, nu ar fi fost efectiv nici măcar 1% diferență între ele. Poate, ok, garda la soare. Doar aia 3 cm, da? Bă, nu știu, eu m-am distrat astăzi. Și eu m-am distrat foarte mult. Pentru prima mea ieșire cât de cât mai extrem în off-road, pe traseul ăsta a fost genial. Deci veniți la TCS Racing Park. Bun, nu uitați, vă rog, de un like și un subscribe pentru aceste două mașini minunate pe care le-am avut astăzi aici. Și clar, nu uitați că dacă vreți o mașină nouă, să intrați pe platforma noastră autovantage.ro. Și până data viitoare, bucurați-vă de mișterile voastre. Mai ales de unele de-astea. Da, da. Hai acasă. A, stai, mașina mea e aici.